Ia să vedem, să bată astea întâi. What the fuck is this? Dă-te-n puii mei, Banhype's Guardian. Am un guardian. Băi, cât de tare e chestia asta. Salutare, Alva Gang, și bine m-am regăsit la un nou video după, nu știu, o lună jumate de nepostat pe canal. Faza e că s-au schimbat foarte mult în viața mea și n-am mai avut deloc timp să postez. Și îmi pare rău, dar între timp eu m-am mai jucat și acum mă joc, cum e, mă joc un joc numit Blade & Soul. Este un MMORPG foarte șmecher despre care vă voi povesti mai multe. Și vreau să mă joc, faza care e, eu nu prea mai am timp să mă joc jocuri care sunt în trend, ca să-mi prindă canalul, ca să etc. Adică mă mai joc Fortnite din când în când, dar nu, n-a prea am așa chef să filmez. Când mă joc Blade & Soul, în schimb, pot să fac câte un video, să vedem ce se mai întâmplă. Este un, dați-mi voie să vă arăt, este un MMORPG stil anime. Cei care vă uitați la anime-uri ar trebui să vă placă stilul ăsta, mi-e place foarte mult, îmi place foarte mult, mi-am făcut caracterul să semene cu Ban din Nanatsu no Taizai, adică Seven Deadly Sins, pardon. Și e un MMORPG cu o poveste și care e mega, mega mișto și cred că o să vă placă, plus că e gratis și puteți să-l jucați cu toți alături de mine dacă vreți. Deci, da, eu vă aștept să vă jucați Blade & Soul cu mine, îmi spuneți dacă vă apucați, dacă ceva, dacă nu puteți să vă uitați la mine, vedeți cum e. Dacă, nu știu ce am apăsat. N-am habar ce e asta, jur. Ah, am înțeles, bun. Deci, da, dacă vă place, poate vă apucați și voi, dar deocamdată uitați-vă la mine să vedeți cum vi se pare. Dăm aici apply. Let's go make sure Gilhong is up. He's always the last out. Vedeți, e în engleză, chiar dacă în mod normal el ar fi în japoneză sau în ce limbă e creat el, dar el e de engleză, vedeți? Select quest. Let's go make sure Gil Cricket. Hello. You're still not awake? Well, bun, hai să mergem. Trebuie să urmărim pe Jin Yong. Povestea e destul de interesantă, asta îmi place, iar eu sunt tipul ăsta. Aveți tot felul de caractere, o să vă arăt dacă veți în episodul viitor cum e cu creatul caracterelor, fiindcă e mega interesant, dacă vă interesează. Și nu, noi nimic sponsorizat, doar mă joc eu. Ia să vedem. The sun's up and so am I. We should spar again today, Cricket. I almost had you yesterday. De ce n-ai mă cheamă Cricket? Dar nu mă cheamă Cricket, mă cheamă Banhype. Ban din Nanatsu no Taizai. Hai, voi fi ban nemuritorul în acest joc. Cred că sunt Warlock. Sunt tot felul de clase, tot felul de chestii foarte tari. Eu personal cred că sunt Warlock. Și mai am un caracter de level mai mare, dar nu mai știu, dar e din ăla mic. O să vă arăt eu. You overslept, Cricket. I won't have any students slacking on my watch. Eu acum am luat-o de la capăt pentru voi și oricum vreau să-mi creez un caracter nou care să fie Warlock. Lusung. Ok. Ia. Și unde trebuie să mă duc? Încoace? Da. Și acum bag sprintul în sfârșit. Uitați-vă cât de tare e sprintul în jocul ăsta. Și o să vă arăt câte mai puteți face. Deci puteți sări. Mamă, cât de tare sare caracterul om. E prima oară când îmi fac un caracter om. Până acum am fost doar o zână din aia mică. Alea îmi plac cel mai mult. Dar și ăsta om e mega tare. Și graficile lui sunt absolut geniale. Nu v-am mai arătat povestea de la început, pentru că povestea de la început e genială. Doar că nu am mai arătat-o, că sar peste e deja a treia oară când o văd și n-aș mai avea chef, dar poate să o facem la un caracter viitor, nu știu, vedem. Mă mai joc din când în când și jocul ăsta și când mă joc, de ce să nu filmez, adică poate vă place unora. Dar dați-i o șansă. Yes, I was about to head down. Oh, a little Cricket is up early today. With my help, I might add. Hai Cricket, că știu povestea. The bird that greets the rising. Aici nu e cu dar nu ne interesează. Bun, și acum ne învață cum să facem glide-ul, care e mega tare. Gen, ca și cum ai zburat, dar bine e un glide, uite. Și bagi, bam. Și noi acum zburăm, putem să ne uităm la noi când zburăm. Uitați-vă cât de tare e, frate. Watch this. Cât de tare e chestia asta. Și în timp ce zbor se face stamina, fiindcă tu nu poți să alegi la nesfârșit, ceea ce mi se pare normal. Și îmi place când sare și se rotește, uite. Nu așa. Hai mă, stare și rotește-te. Nu mai vrea, mă, a nebunit. Oh, dar nu aici trebuie să mă duc, trebuia să mă duc acolo, ce bău sunt. Trebuia să mă duc la maestru, am și uitat deja. Bun. Merge la maestru aici, maestru Hong.
A, o să fie și povestea. Doar că nu stau să vă arăpă toată, că eu am văzut asta, mi-e urât, știți? A, nu stai, că să mă duc el în casă, bă, ce autist sunt. Am uitat deja de poveste. Trebuie să mă duc el în casă acum, să iau cartea aia. Dar, overall, pentru un anime, game și toate chestiile astea, e foarte tare. E cel mai bun MMORPG, părerea mea. You've been with us a while now, yes? Yes. I think it's time for you to progress in your... Mergem și luăm cartea aia. Cartea care o să ne dea skill-uri. Le vedem, vorbim cu el. I am entrusting this book to you. Ne zice că are încredere în noi și toate chestiile astea. Și acum trebuie să mergem la Duel Hall. Exact unde vreau să merg prima dată și n-a trebuit să merg de fapt acolo. Băgăm un din asta un glide ca să ni se facă stamina. Doamne, cât de tare. E tare caracterul om, chiar îmi place. Deci nu mai se aude, se buguiește. Nu se mai aude. Bun, am făcut level 2. Și mișto arată când faci level, frate. Ia, ne dă o armă, să vedem ce armă avem. Ce chestia aia? What the fuck, de tare e caracterul ăsta. Și ține sabia pe mână. Are. Asta nu e toată sabia, e doar o chestie în care o pun. Mamă, cât de tare e chestia asta. Ia. De ce mă uit la sula lui? Bun, acum să mă bag cu astea, știu. Asta e puterea mea, eu arunc cu chestii. Deci trebuie să... nice. Și acum? Collect focus. Bam. Am făcut praf. Ia uite. Hamă. Bun. Iar acum ce avem? When enemy counter attacks, press 1 to block the attack. 1? Ala era F1. Ah! Tare. Deci cu 1 fac nebunie. Press F. Ha? Încerc să mă prind de lovituri. Interesant, mă rog, hai să vorbim cu el că nu mai vreau training, mă ajută. Că mă descurc eu cu bătaia. A, trebuie să citesc scrisoarea întâi. Oh, pardon. N-ați văzut aia. Ia. Scris Cardi B. Mersi, cricket. Bun, level 3, vă pup. Let's go. O, doamne, cât de tare e povestea asta care o să vină acum. O să ne arate cinematicul ăla mega mișto, cinematicul ăla blană. Mamă, câine, dă-te-n puii mei. O să ne arate cinematicul ăla blană. Dar, din păcate, nu o să stăm să ne uităm la el. Dacă vreți, vă apucați voi de joc și o să vă uitați. Eu l-am văzut. Și pierdem tot episodul, dacă ar fi să... O să filmez în jur de 15 minute episodele. Episodele. Bun. Trebuie să mă duc singur aici, nu intră cu mine. Eu aici trebuie să dovedesc că sunt un geniu. Bun. Ia să vedem, să bată astea întâi. What the fuck is this? Dă-te-n puii mei. Banhypes Guardian. Am un guardian. Băi, cât de tare e chestia asta. Du-te în grijane, mamă. Și acum cu tine să mă bag o pișpirică. Bă, în mod normal, povestea e că eu pe ăsta să mă bat. Adică eu n-am cum să-l bat pe tipul ăsta. E un ninja, deci 35. N-am cum să-l bat sub nicio formă. Îl las oricum să mă bată. Ca așa-i povestea. Mamă, da, m-a dat-o. Bun, hai, trebuie să ies din zona lui. Mi să-mi dau recover chi ca să supraviețez. Bun, am ieșit. Ne refacem chi-ul ca să ne dăm toată viața și să supraviețuim. Avem foarte puțină viață momentan. Dar nu prea... Mie îmi place să-mi fac caracterele cu damage, că din câte am înțeles, prietenul meu Vlad și-a făcut un caracter care are foarte multă viață, dar nu are damage și a fost foarte greu în...
late game să câștige. Să vedem, poate reușim cu ăsta. Adică în late game e foarte greu să crești, chică. Use the healing potion by pressing 8. Bun, hai să ne facem poțiunea de viață. Did I scare you, Cricket? I was only testing you. M-am căcat pe mine. Master Hong must have faith in you. Level 4? Vă pup. Bun, acum se întâmplă o bătaie ceva afară. Mă rog, și acum începe povestea aia care de fapt e povestea blană, rău. Suntem atacați. Ăsta e de fapt un trădător, vă zic eu. Asta nu mai știu nici cine. A, nu e un student, nu e nimic special cu ea, nu o să o vedeți mai încolo. Ăla, care m-a bătut pe mine acum, ninja, ăla e un trădător. Care l-a trădat pe maestru. Hai că vă arăt un pic, uitați-vă cât de mișto e cinematicul făcut. Doar uitați-vă la cinematic. Nu mă chemă Jin Soo-yeon. A, Jin Soo-yeon, da. Da. Nu sunt eu, e ninja-ul. Uitați-vă un pic, vă las doar un pic, nu vă las tot cinematicul, dar doar să vedeți cât tare. Doar bătaia asta vă las. Uite maestrul nostru care se bate cu tipa aia, care tot a fost un discipol cândva, mă rog, e complicat. It's yourself you should worry about. Al kill-ul, dar te bate de te strică. Au bătut-o. Hai să vrăși cealaltă bătaie cu aia grașii. Și după aia încheiem cinematicul. Sau hai că vă las cinematicul și încheiem episodul după, oricum nu mai avem mult timp de filmat, deci... Bam! L-a oprit. I-a dat hâțul ăla mare. Mamă, i-a dat-o în glumă. Cricket, run! Cricket, run! Now! Ghiciți ce? Cricket nu fuge! Aici e maestrul nostru care se bate. Mai e o parte din cinematic pe care nu vreau să o pierdem și nu vreau să fac nici episodul prea lung, de-aia dăm skip peste partea aia că nu se mai întâmplă nimic, vă zic eu. What the fuck? Le-am pus un chain pe ei! Sunt șmecher rău de tot. Bun. Asta e partea. Hai că vă arăt asta. Asta o să vă placă. Mamă, cum arată maestru. Maestru e zână din aia cum am fost eu exact. Coadă cu toate alea, e mega mișto. Uite femeia asta, a fost discipol și acum asta a dat de partea răului. Practic puterile mele sunt puterile lor, ceva de genul. Că și eu sunt warlock ca și ei, ca și ăștia negri. Dați-mi voie să vă arăt adevărata puterea maestrului. You betrayed us. Care se va sacrifica pentru mine, să vedeți. Is this the true power of Hong Moon? Wow. Maybe the poison I put in your daily medicine wasn't even necessary. Hong Moon e templul la care stăm noi. Medicine? But why? Așa se cheamă Hong Moon. To get the Hong Moon secret techniques. Though, with the school's performance today, I wonder why I ever bothered. Fiți atenți aici. Feeling weak, master? I should have just taken the secret scrolls from you. Și vocea lui ăsta e mișto rău. Stand aside. Asta e sabia pentru care au venit ăștia. Twilight's Edge. Twilight's Edge se cheamă. Ăștia au venit pentru arma maestrului, care era deghizată. De fapt, ea e o sabie, dar era deghizată în toia gola. Fiți atenți aici. Mam. N-ați-o pe asta. Hai că da, te bați cu maestru, clar. Hai că ai șanse, da. Pleacă de aici, mă. Dă-i cu ei de pământ. Ați puternici, mă, și ăștia, n-ai cum să-i bate așa ușor. Scurios maestru ce nivel ar avea. Mie nu mi-arată asta. Uită-mă și pe mine.
Well. As I thought, your power has not waned, Holm. M-au prins pe mine, bă. Mine has grown beyond measure. So your clan ends here. Or will you save it? It's up to you. Las eu ultima râmă de om pus pe jos, îngenunchiat. Da, maestre. Ia sabia din pământ. Fă-te muci. Da, și le dă sabia. Foarte proastă decizie, dar m-a salvat pe mine măcar. Iar maestrul va muri. Vă zic de pe acum. Ca să nu faveți același șoc cum am avut și eu. Now, let my pupil go. Măcar pe mine mă salvează. Cool. Am fugit ca un sclav așa. Mamă, l-au ridicat pe maestru și acum îi dau o bucată finală. Da, l-o moară, din păcate. Mamă, cât de proastă a fost făcut voice-ul la moartea maestrului. And this is it, n-am ce să vă mai arăt. Nu se mai întâmplă nimica. Așteptăm să ajungem la partea a doua, care să fie foarte tare, dar o vom filma în episodul următor. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut această poveste și toate chestiile astea. Dați un like. Iar aici se va opri jocul. Eu am fost Alex Fastoria, noi ne vom revedea data viitoare. Continuăm data viitoare, vă pup.